Astăzi mă voi aventura pe fundul oceanului din GTA 5 pentru că am auzit că există o grămadă de chestii dubioase pe care aș vrea să le văd chiar eu cu ochii mei. Începem direct cu o locație extrem de dubioasă exact în nordul hărții unde am pus punctul unde Cică s-ar afla un ozenesc cu fundat. Sper că locațiile astea secrete sunt adevărate și nu sunt doar mituri și apropo, ca să facem să ne fie viața puțin mai ușoară să nu trebuiască să ne scufundăm, putem face asta. Cu o singură apăsare de buton am făcut să dispară toată apa din ocean. Și uite că văd o barcă acolo. Dar aia nu cred că e barcă scufundată. Hopa! Nu pot să cred. Eram exact deasupra OZN-ului. Bă, mă, lași. Deci cam așa arată oceanul fără apă, ca să ne înțelegem. Și cam așa arată un OZN într-un ocean. Deci aparent locațiile astea foarte adevărate și nu s mituri. Bun, lăsăm puțin opresorul jos. Și să inspectăm puțin o zene ăsta în timp ce suntem pe fundul oceanului, bă! Oare putem intra? Nu putem intra prin el, ok. Deci OZN-urile sunt adevărate, mă. Vreau să-mi spuneți neapărat în comentarii dacă ați văzut vreodată un OZN, pentru că aparent, ia uite, eu am văzut unul. Și m-am și urcat pe el, nu doar că am văzut. Oare ce înseamnă țevile astea de deasupra OZN-ului, mă? Ia mă, Polovi. Aparent, da, au coliziune, deci înseamnă ceva. Și ce ori însemna chestiile astea rotunde? Sunt una, 2, 3, 4, 5, 6. Mă duc înapoi la opresor, că sincer îl vedem mai bine dacă ne uităm la el mai de la depărtare. Dar mi se pare șocant de mare, uitați-vă cât e pe lângă noi. După calculele mele, o zn asta ar trebui să fie de foarte mult timp pe aici, pe fundul oceanului, pentru că a crescut iarbă pe el. Până și sus de tot a crescut iarbă. De asta e un pic. Opa, și aici putem intra? Putem să vedem puțin pe sub el. Opa! Dar nu-i, mă, nicio intrare secretă. Dar nu văd nicio intrare în general. Pe unde se intrăm mă în ăsta? Cred că totuși pe acolo, pe jos, dar... N-am idee cum să o să intre pe sus, mă. Nu cunosc prea multe detalii, dar aparent o ăsta e cât se poate de adevărat și bineînțeles că vreau să intrăm puțin și în el să vedem ce se poate întâmpla. Topa! Deci nu are texturi în interior, dar totuși are ceva aici pe mijloc. Bă, ce chestia asta? Voi vedeți ce textură dubioasă, numai cu crescut iarba și în interior. Ok, dar în continuare nu văd nicio ușă, asta e singura chestie care ar putea să fie o trapă sau ceva. Deci o zenea asta rămâne un mister, dar un mister adevărat, aparent. Următoarea locație se află în Nestul Hărții, exact aici unde am pus punctul, și cei că ar trebui să fie ceva vehicule militare scufundate. Bineînțeles că absolut nimic nu se vede de la suprafață, așa că facem în felul următor și hai să mergem către punct să vedem ce se întâmplă. Deja văd chestii, stai un pic. Văd o grămadă de metale, bă, ce pe aici? Bă, mă, lași, ăsta e un autobuz, ce mai aici? Nu e un camion! E un camion militar! Dar fac asta, nu transporta nimic sau ce s fi întâmplat cu ce era în el? Era gol, oare, mă? Hopa, dar ce avem noi aici? Bă, mă, lași, ok, pe ăsta vreau să-l văd mai de-aproape. Un tank scufundat! Bă, n-am știut în viața mea treburile astea. Voi vă dați seama ce scrie pe el? Ceva cu S82 sau 582, da, nu știu ce înseamnă aia. Putem intra în el? Nu cred. Nu cred că... Ok, aparent putem intra doar aici, dar mai putem ieși. Mamă, pentru o secundă m-am speriat că n-am mai putut ieși. Bun, aparent este efectiv un tank. Dar sincer aș vrea să pun un tank normal pe lângă el. Să vedem dacă arată ca un tank normal pe care îl știm cu toții. Deci efectiv am rămas șocat. Uitați-vă cum arată un tank normal și cum arată tankul ăsta gigantic. Deci e la lungime cât două tankuri, la lățime cât două tankuri și la înălțime cât două tancuri. Fiți antenă că ăsta stă pe pietre. Băi, șocant de gigantic ăsta. Să nu mai zic că nu seamănă absolut deloc. Deci pur și simplu sunt două tancuri complet diferite. Deci chiar îți stare curios care e povestea acestui tank și de ce e atât de gigantic. Gândiți-vă că un tank de ăsta abia încape pe stradă, să ne înțelegem. Ăsta unde încape, frate? Ăsta numai pe aeroport are loc să meargă. Bineînțeles că vreau să vedem dacă are și interior. De oricat n-am putut să mă urc, dar... Nu, apare, nu are un interior. Dar ia uitați cum se văd și roțile astea dubioase, rupte. Sincer să fiu, mi se pare mai interesant tankul ăsta decât OZN-ul. Nu știu care e faza cu el, dar e prea tare. Bun, îmi iau înapoi opresorul și hai să vedem ce mai e pe aici, că mai sunt o grămadă de chestii de explorat. Văd aici o remorcă sau ce chestia asta și o grămadă de chestii metalice care nu știu ce înseamnă. O grămadă de cutii, hopa! Ăstia sunt cutii care cărau arme, teoretic. Și ce să vezi că zgoale? Bine, cel puțin aia una e goală. Hopa! Or fi luat pești armele? Hopa, dar stai ce văd acolo? Nu, 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 apare nu au luat pești armele. Deci o refusă, cred că există așa ceva. N-ai cum, frate. Uitați-vă la arma asta. Era un shotgun. Ok, vreau să văd ce shotgun am luat. Ăsta cred că era pump shotgun. Arma asta am luat-o de aici, dacă vă vine să credeți, de pe fundul oceanului. Dar știți ce? O să-mi scot toate armele ca atunci când mai găsesc o armă să le vedem exact. Deci aparent aici avem un mare camion care transporta arme. Dar de ce are remorca atât de mică? Asta era tot o Sau asta era doar jumătate și aici era remorca cumva scheletul ăsta metalic, mă? Bă, dar voi vedeți că mai lucește ceva în containerul ăsta, mă? Deci fundul oceanului plin de arme și de chestii pe care le putem lua. Dar stai că nici nu pot să urc până acolo. Ba da, ba da, ba da. Grenade! Bă, mă, lași. Deci eu nu pot să cred oficial. Am luat 10 grenade de pe fundul oceanului. Și dacă arunc una să bubuie pe fundul oceanului, ce se întâmplă? să vedem. Bubuie grenada, mă? Mamă, am bubuit și fundul oceanului acum. Nu prea îmi dau eu seama ce este asta, dar pare a fi tot un fel de tank. Uite aici un camion numai că e varză făcută, ăsta la totul se prezintă într-o formă cât de cât mai bună. Adică măcar vedem ce era cât de cât. Din nou ceva extrem de lung pe ei și din nou un container, avem ceva în el. Opa, o roată gigantică și nu, aparent în ăsta n-avem nimic. Doare ce se transporta în container astea atât de micuțe? Încă un tank aici lângă container. Deci oficial înseamnă că aici am avut parte de un convoi militar. Dar ce caută pe fundul oceanului destul de departe de țărm? Adică pe aici nu era vreun drum vreodată ca să ajungă astea să cadă sau ceva. Chiar nu pot să înțeleg ce se întâmplă. Ce se întâmplă aici, bă? ce cu murmanul ăsta de delfini? Se întâmplă chestii în ocean. Mama, abia aștept să mă explorez puțin. Următoarea locație se află chiar puțin mai jos față de cealaltă de dinainte. Cam aici ar trebui să fie și ce care ar fi o barca scufundată, dar nu orice barcă, una din aia mai mare, gen vapor. Hai să scoatem apa și să vedem. Opa, chiar aici era. Bă, cum le nimeresc pe toate din prima atât de ușor. Deci ele nu sunt deloc ascunse, doar că aici normal era apă, frate, pe fundul oceanului. Mama, cu un pic rechini! În zona cealaltă era plin de delfine, aici deja e plin de rechin, ciocan. Zdubioși tare, bă, și rechini ăștia, sincer vă zic. Bun, hai să ne dăm puțin jos de pe opresor, că pe asta cred că putem explora puțin mai bine. Dacă nu ne mâncă de vii rechinii. Bă, îmi pare rău despre rechinii ăștia, dar trebuia să vedem și noi barca asta cumva, nu? Mă, barca asta cred că există deja în GTA și chiar poate fi condusă. Așa că o să pun imediat una pe lângă să vedem dacă s la fel sau care e faza. Vă că pe aici nu se mai ascunde nimic dubios. Pur și simplu o barcă scufundată. Opa, aparent, uite, aici jos cred că s-o întâmplat, bă. Vă că e efectiv rupt aici jos. În rest, pare destul de întreagă. Și uite bucata ruptă. Bă, cred că stă de ceva timp și barca asta, cu uitați-vă cum arată. Și cam așa arată barca pe care o putem conduce. Voi vedeți că arată aproximativ identic, dar totuși e puțin mai mică. Se vede clar că asta scufundată e mult mai mare decât aia, mult mai lungă. Se vede clar că e și mai lată, deci este efectiv barca asta, doar că mult mai mare. În rest, uitați-vă și voi că e efectiv identică. Din păcate au căzut și steagurile, nu putem ști foarte multe detalii. La asta avem 3 steaguri. Deci aparent în trecut toate vehiculele erau mai mari decât sunt în prezent și dacă da de ce? Care e faza de atât de gigantice, frate? Din păcate asta nu pare să ascundă absolut nimic decât o stea de mare și un ariș de mare. Dar hai să vedem un pic dacă totuși are interior. Și ce să vezi, nu pare să aibă niciun fel de interior nici asta, deci chiar nu știu ce e cu ea. Mergem înapoi mai spre nordul hărții, unde vom găsi un submarin scufundat. Aici este punctul și hai să vedem. La prima impresie nu pare nimic și din comun în schimb apa aici e mult mai turcoaz, mai frumoasă, bă. Bun, hai să facem să dispară apa. Nu pot să cred exact aici la apa asta faină, mă. Deci ăsta nu e atât de scufundat. E super aproape de suprafață. Submarinul ăsta stă de foarte mult timp aici și cred că o trecut printr-un accident destul de nasol că e efectiv rupt în două. Și ce e pe aici? Am... Au crescut chestii prin el efectiv. Deci eu nu pot să cred că nu există nimic ascuns aici, n-are cum. Pe păi ce transportabil submarinul ăsta? Nimic, e gol complet. Ia să verificăm și cealaltă jumătate. La fel de goală. Sincer, ăsta pare să stea aici de mai mult timp față de restul chestiilor. Voi vedeți cum stă exact pe marginea prăpastiei, cum de n-o căzut până acum, nu pot să înțeleg bine ce e drept, foarte, foarte greu despre ce vorbim. Dar apare nu putem vedea mare lucru la submarinul ăsta, hai să verificăm totuși puțin aici că aparent putem intra. Bă, nu, aparent este doar foarte mult metal și atât. Deci, practic, avem efectiv un submarin rupt în două și cam atât. Interesant oricum, e foarte dubios să vezi o construcție atât de mare pe fundul oceanului. Bine, aici nu e chiar pe fundul oceanului că suntem destul de la suprafață, dar totuși sub apă. Mai mergem foarte puțin la dreapta, mai exact aici, unde și că ar trebui să găsim un avion mare scufundat. Hai să vedem că putem merge direct acolo. Bă voi, vedeți cum arată treaba asta. Un tunel prin ocean! Bă, frate, cât de bine arată tot peisajul. Dar stați așa că am ajuns aici și nu prea văd un avion scufundat dacă mă întrebați pe mine. A, ba, da, ia uite. Ba, nu-i tot o barcă. Ce, mă? Încă o barcă la fel ca aia scufundată? Nu pot să cred. Nu, de deci ce? Aici trebuia să fie un avion, nu un vapor. Ce landa? Deci eu nu pot să cred că eram efectiv deasupra lui și nu l-am văzut că e verde și destul de mic apare, nu e foarte mare. Deci oficial am găsit vaporul ăla din greșeală. Avem un avion care pare efectiv în... Bă, am luat o armă! Am luat un shotgun, nici n-am văzut! Nu pot să cred. Ok, aici e cam dubios. Ăsta e un pește. Ok, se întâmplă chestii foarte dubioase. Avionul ăsta pare să fi plonjat exact cu botul în apă și o rămas înfipt efectiv așa. Și cred că e un avion de la care se folosește la ferme din câte văd după chestiile astea din spate. Foarte tare avionul, dar incredibil de camuflat. Dacă nu știai că aici nu-l vedeai niciodată în viață, uitați-vă cam cum arată. Și vreau să vedem totuși o secundă și barca asta. Aparent pare identică, nu știu dacă cealaltă avea chestiile astea portocalii, sincer, dar în rest pare identică. În schimb, ia uite că văd butoaie, bă, deci asta a transportat butoaie și s-o cam scufundat. Bă, ce se întâmplă? E o balenă ucigașă sub mine! Bă, uh, da, nu mai e balena. Mergem acum în colțul opus al hărții, mai exact aici, unde ar trebui să găsim o construcție scufundată. Acum eu înțeleg un avion, un submarin, o barcă, dar o construcție? Cum mă, frate? Mamă cât a construcția! Ok, momentan nu am idee ce e. Mamă, zici că e un submarin gigantic. Nu o spune că putem intra aici, că nu cred. Deci cum a ajuns dita? Mai construcția scufundată, frate. Totuși e cât de cât departe de țărm. Și în zona asta nu-s construcții. Zona asta e efectiv cu plajă, cu autostradă. E o zonă de plimbare, nici de cum o zonă industrială. Fii antrenă că putem intra aici! Bă mă, lași! Mamă! Voi ați văzut cum m făcut? Ia uite cum mi se văd picioarele! Bă, ce se întâmplă? Fenomene paranormale! Ok, asta e foarte extrem de dubios și de ce apare lumina? De unde e lumina aici? Că suntem în apă, efectiv. Acum, întrebarea mea este, odată ce ai intrat aici, cum mai ești? Bine, teoretic, de fapt, ar trebui să fie apă aici, da, mă? Da. Și, practic, putem ieși notând. Dar voi vedeți că și cu apă se vede dubios? Și lumina asta de unde vine, mă, frate, să fim serioși, că n-ar trebui să ajungă lumina până aici. Bun, hai să vedem mai în detaliu ce se mai află. Momentan asta părea cea mai interesantă chestie. Aici avem o țeavă care nu duce nicăieri ce să vezi pentru că țeava a fost ruptă. Ia, dacă mă uit prin ea... Bă, ia că stare curios dacă duce... -o. Nu pot să cred, chiar duce undeva? A, am înțeles. Duce exact în altă parte pentru că ce să vezi este complet ruptă. La fel ca și toate chestiile de aici, am mai văzut acolo ceva interesant, mergem imediat. Și cam asta e construcția. Bun, vreau să mergem acolo să vă care e faza cu gaura aia. Aici nu cred că poți intra, dar totuși vreau să testăm. ah, ba, vezi că sunt destul de mari găurile alea. Ideea e că tot ce vedeți este de fapt mult mai mare decât pare. Mamă, mult mai mare. Deci putem intra aici liniștiți dacă îmi notăm. Bine, dacă n-aș rămâne blocat acolo. Ia, mă lasă să intru. Bă, nu cred că mă lasă să intru, deși gaura e suficient de mare. Ok, pe atunci facem în felul următor și tot intrăm. Ia. Bă, nu cred. Nu are coliziune tubul ăla, bă. Venim din nou în nestul hărții, doar că de data asta mult mai jos spre oraș. Și exact aici, în golful ăsta, putem să-i spunem teoretic, exact în mijloc, ar trebui să existe un vapor destul de mare. Adică mult mai mare decât ce am mai văzut noi. Dar întrebarea mea este ce ar putea căuta vreodată un vapor aici Într-o zonă în care se merge maxim cu băși de genul ăsta Despre ce discutăm Și sincer să fiu, nu știam că există bărcile astea aici Dar facem să dispară apa și fie antenă Bă, ce caută chestia asta, mă? Sau nu-i barcă? Bă, eu nu înțeleg ce e aici Stai un pic, îmi dă cu virgule Dar e o chestie foarte gigantică Ba, nu un vapor trebuie să fie Dar e un vapor pe bune Nu ca barca ce am văzut noi înainte Ăsta e vapor adevărat și aici trebuie să se ascundă ceva. Deci n-ai cum... Ia, am văzut arma. Ia, uite-o. De ce peste tot găsim câte un shotgun? Vă jur că a fost total întâmplare. Când am zis că găsim ceva, chiar am găsit un shotgun. Care-i faza cu shotgunurile astea aruncate peste tot? Bă, dar știi ce? Vreau să vedem vaporul ăsta mai de departe, că e prea gigantic. Și interior nu poți să zici că are pentru că e efectiv rupt în 16 bucăți. Deci ăsta au suferit destul de rău. Sincer, nu mai rămas foarte mult din el, au mai rămas doar scheletul. Dar în continuare eu nu pot să înțeleg ce căuta aici, frate. Și uite-te cât de aproape îi. Deci la un moment dat aici era un vapor gigantic. Care pe unde mergea? Ca abia dacă are loc pe aici sau poate asta a fost problema, bă. Voi intra din greșeală pe aici și cu fundat? Din păcate nu cred că vom afla niciodată, dar măcar am aflat că există aici. Trecem la chestii mult mai serioase, exact în nordul hărții, exact unde am pus punctul, ar trebui să existe un avion de pasager prăbușit. Ceea ce nu-i deloc bine, că totuși un avion de pasager înseamnă că au avut oameni, că nu cred că zboară ele așa singure, goale, nu? Și ce să vezi, fără dar și poate chiar e un avion gigantic rupt într-o grămadă de bucăți, bă... Deci aici avem o parte, mai jos mai avem o parte și parcă am văzut, da, uite, coada e fix aici, în stânga. Hai să explorăm prima oară coada. E, uite, mai e și aici, de fapt. ce mai e aici? Am crezut că e botul, dar nu, nici măcar nu știu ce. Ai un motor ăsta! Mamă, bă, s-o dezmembra pe tot oceanul avionul ăsta. Ia uite aici, încă se vede că a fost un avion din US, bineînțeles, de unde să și fie. Nu stai, cadrul avionului sau ceva, dar cam dubios arată, zici că e un schelet, te jur. Foarte dubios dacă mă întrebați pe mine. Bun, chestia asta e aproape căzută, nu știu cum de nu căzut de tot. Ia uite, încă un motor aici. Ăsta chiar s-o împrăștea ca lumea, nu glumă. Teoretic aici n-ar trebui să găsim arme, ar trebui să găsim alte chestii dacă ar fi, dar am observat că nu prea găsește alte chestii, doar arme. Opa, ia vezi că bucata asta arată cât de cât întreagă. Nu știam ce e aici un peștan. Din nou un peștan, dar vezi că ia uite cât de bine arată pe aici. Ăsta nu pare să fi stat în apă la fel de mult ca celelalte. Sincer, încă nu crescut cu pe el, nu e atât de ruginit, pare destul de proaspăt. La etaj aici aparent sunt tot peștan, că văzuse în ceva și nu știa în ce e. Aici avem dita mai aripa, aici din nou dita mai bucata cu dita mai aripa. Și aici să vedem totuși în interior, e ceva sau nu e. Apare nu ce să vezi. Deci niciun obiect din ăsta nu are interior, dar totuși sunt aici. Asta înseamnă că s-a întâmplat ceva cândva. Și din nou, un peisaj foarte frumos cu un mic tunel aici care te duce exact la avion. Și încă un tunel. Bă, ce -mi plac chestiile astea. Să nu mai zic, apropo, cu oceanul ăsta e plin de coral, care, sincer, îl fac destul de frumos, dar și destul de creepy. Până acum n-am prea venit în vestul hărții, dacă ați fost atenți, dar mai venim o dată pentru că avem aici un avion de marfă. Dacă înainte am avut un avion de pasageri, de data asta avem un alt tip de avion și hai să vedem. Hopa! Direct aici foarte la margine Am observat că pentru niciun obiect de genul ăsta Nu trebuie să mergem foarte mult Sincer cred că ozn era cel mai îndepărtat obiect dintre toate Ăsta sincer pare mai vechi Stă de mai mult timp în apă Și mi se pare că e rupt doar în două bucăți Văd au aterizat urât rău de tot Frameteleu Ia că putem intra în el Opa vezi că am văzut ceva aici Bine eu tot omit faptul că aici normal trebuie să fie apă Deci practic poți să înnoți așa orice aici Dar am văzut aici cred că e o armură mă Serios, ia uite -o. Da, ba, am luat o armură, nu pot să cred. Dacă până acum peste tot am găsit shotgun, aici am găsit armură, să fie bine. Sincer, ăsta pare mai mare, uitați-vă ce roți are. Vreau să mă pun pe lângă roată. Ba, pare nu-s chiar atât de gigante ce precum păreau. Mai avem roți împrăștiate prin tot oceanul, diferite obiecte peste tot aruncate. Și hai să vedem și capătul celălalt al avionului. Din nou cu scheletul ăsta care, sincer, nu arata schelet de avion, de ce să vă min? Ia, ce avem pe aici, că pare totul mult mai colorat. Opa! Opa, se întâmplă chestie aici, aparent. Nu mă lasă să intru aici sau să urc pe scara așa că facem noi cu schema noastră să vedem ce se află sus pe scară, pentru că văd o gaură. Stai, bă, unde am ajuns? Nu pot să cred. Primul obiect care are interior, bă! Bine, e puțin cam dubios dacă mă întrebați pe mine interiorul ăsta. Nu pare a fi GTA 5. Pare a fi mai degrabă anul 1942. Aici erau piloții, de aici pilotau avionul care din păcate au ajuns efectiv pe fundul oceanului și rupt în două. Cam atât aici, pur și simplu un avion rupt în mai multe bucăți apare, nu neapărat în două. Ce mă chestia asta? A, mai multe roți! Bă, da, s -o rupt rău de tot, sincer. Deci cumva au aterizat exact de aici, o lovit cumva pe ei și tot așa, s o tot lovit, s o, to -o lovit, s -o, to o rupt. Și când mă uitam la avionul ăsta, ce am văzut? Unde am văzut? Am văzut undeva ceva. Uite aici! Și frate asta chiar e un schelet gigantic? Fiți antenă că aici nu pot să stau jos pe pământ. Bă, care e schema? Nu mă lasă să văd scheletul ăsta? Dar nu fac eu în felul următor? Ia, o apiță. Ăsta e un schelet de balenă cumva? Gândiți-vă cât de bine se vedea ăsta cu apă. Efectiv nu-l vezi nici într-o mie de ani. Ia uite ce fain se vede acum. Deci dita mai scheletul de balenă cumva? Voi vedeți cum are mânuțele alea, siguri de balenă? Cred că da, totuși că de fapt doar mânuțele alea are și o coadă gigantică. Și cam atât, nu mai rămas efectiv nimic, doar oase. Aparent am descoperit și noi ceva astăzi, ce să vezi? Ce să vezi? Mergem din nou în nestul hărții, exact la punctul ăsta. Și ar trebui să avem un vapor plin cu marfă scufundat. Hai să vedem. Mamă, asta se vede de la o poște gigantic. Să fie cea mai gigantică chestie de până acum. Uitați containerele, bă! Explicați-mi și mie, vă rog, cum de n-am știut de toate chestiile astea până acum. Oare ce se află în container? Este că stare curios. Nimic, bă, n-au textură, din păcate. Dar cred că transportau chestii serioase, nu? Din păcate, nu le mai recuperat nimeni, după cum se vede. Dar voi vedeți că e rupt în două perfect vaporul, mă. Ce putea să rupă un vapor atât de gigantic în două bucăți, efectiv? Nu știam ce se aude, era efectiv un rechin care cădea. Tot aud rechin care pică pe aici. Avem o grămadă de bucăți din vaporul ăsta lăsate peste tot. Dar aici avem bucata principală care, din păcate, tot nu are vreo textură sau ceva. Dar, sincer, arată într-un mare stil. Dita, mai vaporul, cu funda, teleu. Am reușit și eu să mai găsesc ceva pe cont propriu. Mai exact, după insula asta, am găsit un schelet de balenă. Cam așa arată, fără apă. Și ia uite la acolo! Ia uite-l, băi, destul de ascuns, sincer, nu știu cum am reușit să-l găsesc. După cum vedeți, cred că e efectiv identic cu celălalt pe care l-am mai găsit. Dar apropo, acum că mă gândesc, voi vă dați seama cât de gigantică e chestia asta? Vreau să pun o balenă ucigașă lângă să vedem diferența. Asta e cea mai mare balenă pe care am găsit-o, e mai mare decât balena ucigașă și că mă arată pe lângă asta la altă, bă! Deci asta ori era o balenă albastră, ori ceva monstru, pentru că după cum vedeți, nu există în GTA 5 un animal atât de mare. Deci oficial putem spune că scheletul ăsta e cel mai dubios, că practic era o ființă și poate chiar mai există așa ceva, dar nu știm noi unde găsim. Pe fundul oceanului mai putem găsi o mulțime de bărci, avioane sau alte chestii pe care le-am mai văzut deja, așa că n-are sens să le mai vedem din nou. Dar voiam să vă arăt barca asta de poliție pe fundul oceanului, bă. Cu oameni care vorbesc la telefon pe ea, toți trei vorbesc la telefon, cred că cheam ajutoare, bă. Da, barca asta n-avea ce să caute aici, dar au apărut din cază că le-am scos eu apa la băie și s-au fundat din păcate, ce să faci, asta e viața, vă mulțumesc pentru vizionare și pașpa! Pa! -șpa.